mediu, reclamă și așa mai departe. Și fiecare dintre acelea se poate extinde la fel. Așa este noua interfață de Google Analytics. Sunt mai multe rapoarte grupate. Dar Gabi, cred că cu asta trebuia să încep, că asta e noua versiune și care e de ceva timp, dar e varianta nouă de Google Analytics. Poate unii dintre voi sunteți familiarizați cu versiunea vechi și în aspectul la interfața nouă. Eu folosesc versiunea vechi și îmi place. Da, versiunea nouă e în beta și o să mai stea așa mult timp. Versiunea cea nouă, versiunea 5, este în beta și încă nu este totul perfect acolo. Așa că pentru cine folosește mai pro, așa, mai profesionist, cam are nevoie de versiunea veche în continuare. Dar noutățile astea pe care le arăt, multe sunt doar în versiunea nouă. De exemplu, raportul cu timpul de încărcare a paginii, rapoartele de social media și veți mai vedea și altele. Asta cu campanii este în ambele versiuni. AdWords Analytics a fost făcut ca să susțină AdWords. Dintotdeauna el a fost destul de bun pe campanii. Sper că toată lumea face tracking la campanie, în tracking pentru Analytics, ca după aceea să vadă rezultate pe fiecare campanie sau chiar fiecare reclamă în parte separată în Analytics. Bine, mă gândesc că oamenii de aici care sunt mai interesați. Pune o întrebare. Cât folosesc URL Builder? Întreabă ce e la URL Builder. Vreți să ne spuneți? Nu vor să vă spun. La final o să mergem. Ok, ca idee este ceva simplu de făcut, dacă nu faceți, ar trebui să vă apucați. Practic, trebuie personalizat un pic URL-ul pe care îl băgați în campanii. Dacă vreți, putem să mai vorbim după aceea. Tot pe partea de campanii, o chestie super tare, anunțată de Google Analytics azi noapte. Multi-channel funnels. Asta la ce se referă? Un vizitator poate veni de mai multe ori în site și poate de fiecare dată din altă campanie. Și până acum Google Analytics, dacă vizitatorul acela intră și, de exemplu, cumpără ceva din site, Google Analytics spunea că banii respectivi i-a adus campania din care a intrat ultima dată. Acum, tot așa spune, dar acum are plus și aceste rapoarte în care ne arată exact din toate campaniile din care a intrat până acum, ca să putem să îi atribuim fiecare ia meritul necesar. Și... Vorbeam cu Liviu mai înainte despre chestia asta și ai idee cum funcționează, spre exemplu, dacă sunt 5 deja vizite și primele 5 vizite vin din Yahoo, următoarele vin din Google, după aia iarăși vin din Yahoo, cum afișată, pentru că nu arată a venit. Același vizitator sau la loc? Același. Nu, același. Da, corect, același. Da, păi, dacă intră unde foarte multe ori, cum la intre, adică intre și pe direct, intre odată, dacă intre de pe Google, după aia intre pe direct. Mai repet odată, ce zice Cristian. Ok, spunea eu că intră un vizitator de 20 de ori pe site. Și poate nu de fiecare dată din aceeași sursă. Cum afișează el? El de obicei afișează toată ruta asta, dar o rută făcută de una dintre astea din 20 de pași e puțin probabil să o facă foarte mulți vizitatori. Deci ce au făcut cei mai mulți. Câte conversion paths poți să ai? Ai jos câteva sute, nu? Da. Ultimele s-ar putea să fie mai scurte. Deci, o cale aleasă de mai mulți vizitatori va fi prima în lista asta. Deci sunt în această ordine. Practic să le vedem pe cele mai importante. Acum, excepții vor fi întotdeauna. Vedem aici pe 7500 de conversii. Le-au făcut vizitatorii care au intrat de 3 ori. O dată din display, a doua oară din page, a treia oară au intrat direct. Nu se vede aici, era pe rândul 6 încă o chestie, era de două ori la rând aceeași campanie. De exemplu, display. Deci poate fi și așa, și o afișează. Nu se
este doar display, ce scrie display, 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 display. Doar a venit. E un lucru care va ajuta foarte, foarte mult, mai ales pe cei care fac multe campanii, să vadă exact fiecare dintre ele cât este de importantă, câte conversii generate. Dincolo de lucrurile astea, până acum vorbim mult de achiziție de vizitatori, da? Analiza felului în care au venit vizitatorii la noi pe site. Din campanii, din SEO și mai departe. Dar Google Analytics este foarte bun și pentru optimizarea site-ului în sine, nu doar optimizarea campaniilor. Iar un raport, sau o serie de rapoarte, din păcate puțin folosite, sunt cele despre Insight Search. Ele arată ce se arată statistici pentru funcția de căutare din interiorul site-ului. Dat aici niște exemple. În primul rând arată câte căutări au fost, în al doilea rând câte pagini de rezultate au văzut pe raportat la numărul de căutări. Acum numărul ăsta e bine să fie cât mai aproape de 1, că dacă oamenii au intrat în multe pagini de rezultate, înseamnă că nu prea au găsit ce vreau. E un element care se... E așa, ca o alarmă că trebuie îmbunătățit ceva acolo, la site. Iarăși, ceva important, câți dintre cei care au căutat, după aceea au ieșit din site. Este un fel de bounce rate pentru aceste căutări în site. Deci au căutat, interesat să găsească ceva în plus și totuși n-au mai intrat bani nicio pagină, au ieșit. Din nou, este o problemă. Urmează search refinement. Numărul celor care după ce au efectuat o căutare, au mai efectuat încă una. Asta poate fi și de bine și de rău, acum, depinde de fiecare site în spate. Trebuie văzut dacă sunt rezultate bune acolo sau nu sunt. Timpul pe care l-au avut în site după ce au efectuat acea căutare, iarăși lezna de înțeles de ce, și numărul de pagini pe care au văzut pagina, tot așa. Toate aceste statistici le arată și pentru fiecare cuvânt cheie căutat în parte, astfel se poate puteți identifica ușor pentru care cuvinte cheie nu sunt rezultatele ok. Eventual să vă mai îmbunătățiți și la site-ul. În final vreau să zic din nou de ceva foarte vechi din Analytics, dacă tot am zis de câteva lucruri nou introdus acum în ultimele luni, vreau să zic de ceva care a fost dintotdeauna acolo. S-au mai pățit și raportele astea, dar un pic în ultimul timp. Partea importantă a lor era fel dintotdeauna. Acolo le-au grupat, dar secțiunii lor le-a zis behavior. Cred că e mai ușor de înțeles pentru toată lumea ce va găsi acolo. Se referă foarte mult la loialitatea vizitatorilor față de site, în special la site-uri de conținut, cam aici ar trebui să ne uităm. Dacă la site-uri de e-commerce ne uităm cât s-a vândut, la site-uri de conținut ar trebui să ne uităm cât s-a stat în site. Cât de dus revin și lucruri de genul acesta. Sunt aceste rapoarte care ajută mult. Deci, uitați-vă, la asta cu frecvența și recența, sigur, ăsta trebuie aplicat doar pentru cei care s-au întors în site. Doar pentru vizitele, doar pentru vizitatorii, care s-au întors. Ok, deci nu la cei care sunt prima dată. Nu are sens. Automat la răia vor fi din 0 de acolo. Astea sunt doar câteva dintre rapoartele care ajută să îmbunătățească, care ajută la îmbunătățirea site-ului. Sigur, Google Analytics are mult mai multe, are goals, are events, mai nou au băgat și event goals. Iar o chestie avansată și foarte, foarte calorată pentru cei care vor face multe lucruri. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun despre Google Analytics is just a tool. Nu vă așteptați să facă mail-ul singur sau doar prin instalarea lui. Așa cum doar instalarea de Webmaster Tools nu înseamnă că dacă ați instalat asta ați făcut SEO, nici instalând Google Analytics nu înseamnă că gata, ați făcut Web Analytics. El e un tool care dă niște informații care mai departe trebuie folosite.
Dacă nu se iau acțiuni pe baza celor informații și le folosim doar să le trecem în niște tabele, exemplu, pentru cercuri sau pentru clienți, e cam inutil. Trebuie să folosim aceste informații, să le analizăm chiar mai mult decât ne dă el acolo. Eventual, poate le corelăm și cu informații din alte tool-uri. Nu este un tool complet. Ideal e să folosim mai multe. Și pe baza acestor informații să îmbunătățim campaniile, paginile, site-ul, general marketingul online. Cam asta au fost cele 10 lucruri pe care vreau să le prezint. Dacă aveți întrebări?